În data de 14 octombrie, judecătoria Călăraș a validat mandatele celor care vor ocupa funcția de consilier local la primăria municipiului Călăraș în mandatul 2020-2024. În urma alegerilor locale din data de 27 septembrie anul curent, PSD a obținut 9 mandate, PNL 7 mandate, PMP 2 mandate, Pro-România 2 mandate și un singur mandat la USR. Astfel, la PSD au fost validate mandatele pentru Nicolae Dragu, Liviu Gabriel Mușat, Gheorghe Stoian, Iuliana Anișoara Raiu, Florin Dinu și Carmen Filimon. La PNL au fost validate mandatele pentru Viorel Ivanciu, Dragoș Florin Coman, Camelia Croitoru, Marius Cătălin Călin, Mircea Romeo Buzea și Andrei Bogdan Niță. La PMP au fost validate mandatele consilierilor Liviu Coman și Toni Buzoianu. Pentru Pro-România au fost validate mandatele pentru consilierul Alexandru Chiriță și Vlad George Sârzea, iar la USR singurul mandat validat a fost pentru Costin Mirescu. Judecătorii au invalidat mandatele de consilier locali ale următorilor aleși locali. Marius Grigore Dulce, ales primar al municipiului Călăraș, Vasile Iliuță, PSD, ales în funcția de președinte al Consiliului Județean Călăraș și Nicușor Cionoiu de la PSD.